mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Sperăm, în condiții de normalitate, la ultima ședință a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență din acest an. Așadar, am convocat Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență astăzi, 30 decembrie, ora 10, în sala de ședință a Primăriei Municipiului Roman, cu următoarea ordine de zi. Stabilirea măsurilor de prevenire și de stingere a incendiilor pe timpul organizării unui joc de artificii cu articole pirotehnice pe data de 31.12.2016, ora 23.45, în parcarea din fața Primăriei Municipiului Roman. Și punctul 2, discuții. Dacă aveți observații vis-a-vis de ordinea de zi. Dacă nu, vă supun votului dumneavoastră această ordine. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă. Abțineri în unanimitate. Vreau să vă prezint programul de măsuri privind stabilirea măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor pe timpul organizării unui foc de artificii cu articole pirotehnice în data de 31 decembrie 2016, ora 11.45, în municipiul Roman. 1. Asigurarea distanțelor de la locul care vor fi amplasate articole pirotehnice față de construcții de locuințe, conform articolului 34 aliniatul 2 litera B din legea numărul 126/1995 privind regimul materiilor explozive republicată. Răspunde șeful serviciului pentru situații de urgență, domnul Daniel Ursu, ca termen 30-31 decembrie. 2. Asigurarea perimetrului pentru a limita accesul persoanelor străine la o distanță mai mică de 50 de metri. Răspunde atât șeful serviciului situații de urgențe, domnul Ursu Daniel, cât și directorul poliției locale, domnul Cazacu Daniel. Termen 30-31 decembrie. Punctul 3. Asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și a intervenției în cazul producerii unui incendiu, ferească Dumnezeu. Sperăm să fie bine, fără incidente și în acest an. Răspunde șeful serviciului situații de urgență, domnul Ursu Daniel. Termen pe toată perioada amplasării articolelor pirotehnice. Punctul 4. Deșeurile rezultate în urma focului de artificii vor fi ridicate de către SC Rosal SRL. Răspunde șeful serviciului situații de urgență, domnul Ursu Daniel. Directorul SC Rosal, domnul Ionel Ciocan. Termen imediat după încheierea focului de artificii. Dacă vis-a-vis de acest program de măsuri sunt obiecții, completări sau observații, vă rog. Dacă nu sunt, vă aduc la cunoștință hotărârea numărul 6 din 30 decembrie 2016. În conformitate cu prevederile legii numărul 126/1995 privind regimul materiilor explozive republicată, legea numărul 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ordinul 163/2007 pentru apărarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Comitetul Local pentru Situații de Urgență hotărăște articolul 1, se aprobă programul de măsuri cu ocazia manifestărilor spectacole organizate în municipiul Roman, Piața Roman, Vodă, a unui foc de artificii cu articole pirotehnice de categoria a doua, cu baterii de 30 de mm de către SC Otimar Com SRL, pe data de 31 decembrie 2016, ora 23:45 de minute. Articolul 2. Serviciul voluntar pentru situații de urgență a municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre tuturor autorităților și persoanelor interesate. Semnează această hotărâre președintele Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, subsemnatul Laurențiu Dan Leoreanu. Supun aprobării dumneavoastră această hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă. Abține. În unanimitate a fost aprobată această hotărâre. Sigur că se vor face toate demersurile pentru înștiințarea instituțiilor, avem toate documentele, avem toate distanțele calculate, astfel încât ca și anul trecut să fim în deplină siguranță și în același timp romașcanii, toți cei care nu au putut pleca în altă parte sau mai mult chiar nu și-au putut permite să meargă la un revelion organizat, să vină la acest revelion. Suntem la ediția a 8-a organizată în Piața Roman Bușat, invităm pe toți romașcanii să ne întâlnim la miezul nopții, să ne transmitem gândurile de bune pentru 2016 și speranță, optimism, cu încredere pentru anul 2017. Vă mulțumesc frumos tuturor! Vă urez un an bun, în liniște și pace, satisfacție atât în plan profesional, cât și mulțumiri și trăiri frumoase în plan familial, să aveți un an 2017 încărcat de energii pozitive, Dumnezeu să ne ocrotească pe toți, să ne aibă în bază, în pază și ne întâlnim cu prietenie, cu bucurie și deschidere în anul 2017. Vă mulțumesc frumos!